Numirile din învățământ la ordin politic ale guvernului PNL sfidează orice limită. Nu mai contează capacitățile unui director, implicarea și devotamentul în unitatea de învățământ pe care o conduce. Dacă în spațiul public își arată nemulțumirile față de actualul guvern și nu a fost de acord cu măsurile luate de minister în gestionarea pandemiei. Este cazul și directorului Școlii Generale numărul 1 din Drobeta, Turnu Severin, în persoană Alin Rapcea. Acesta tocmai a fost demis după o perioadă de 7 ani în care și-a desfășurat activitatea ca director la această școală. Conform metodologiei și calendarului, noi directori au fost numiți în funcție pe data de 19 august, dar în cazul directorului Alin Rapcea, inspectoratul s-a pronunțat abia în data de 23 august. Nemulțumit de situația creată, acesta, susținut de profesori și părinții ai elevilor, au mers împreună la inspectoratul școlar pentru a cere explicații doamnei inspector general Dana Trancotă. Da, domnul director. Doamna Gira, înainte de a vă spune câteva întrebări. Ați venit să-mi puneți câteva întrebări. Da. Păi să am și niște răspunsuri. Da. Directorul școlii numărul 1, Alin Rapcea, este printre puținii care și-a dorit ca școala lui să fie una modernă și nu a pus pe primul loc în 7 ani culoarea politică. Acesta a integrat cei mai mulți elevi cu cerințe educaționale profesionale din județul Mehedinți, a înființat singurul program de after school gratuit din țară, a reabilitat școala și grădinițele aflate în subordinea lui și a construit un cabinet stomatologic de la A la Z. Oare în viziunea liberală a doamnei inspector general Dana Trancotă, ce trebuia să mai facă în calitate de director? Vreau să aduc la conștiință câteva lucruri ca să pot să vă spun câteva întrebări. Deci sunt directorul acestei unități de 7 ani de zile. Când am devenit director școlii din Tăgăcescu, școala avea 280 de elevi. În prezent are vreo 600. Pe parcursul anilor am integrat în jur de 50 de elevi cu CEZ. Singura școală din județ care a integrat acești elevi suntem noi. Iar celelalte școli au refuzat, ceilalți directori au refuzat acești copii, mințind cu nerușinare că nu au locuri. Am promovat un concurs național, după care am fost numit cu un mandat de 4 ani de zile. Vreau să vă spun câteva realizări ale mele, împreună cu colegii, în cei 4 ani de zile. Am înființat singurul after school din țară, gratuit, unde împreună cu toți colegii mei care sunt de față aici, am făcut voluntariat până la ora 16:30, plecând de lângă familii, de lângă copii, să stăm cu copiii altă. În ultimii 2 ani de zile am reabilitat școala și grădinițele din suburbia școlii din Tăgăcescu. Am înființat de la A la Z un cabinet stomatologic, unde s-au investit vreo 80.000 de euro. Alături de director au fost și o parte dintre părinții elevilor care și-au dorit să-l susțină ca mulțumire pentru efortul depus în ceea ce le privește copiii. Aceștia sunt nemulțumiți de comportamentul celor din Inspectoratul Școlar Județean față de directorul Alin Rapcea. Și copiii, prin ploaie, prin vânt, prin ninsori, chiar dumneavoastră, din cauza pentru dumneavoastră, ne-ați promis că ne aduceți și autobuz, mijloc de transport, ca să putem să venim cu copiii la școală în oraș. Chiar dumnealui lua cu mașina personală de acasă, se aducea la școală după orele de program, îi ducea acasă. Și în vacanță. Deci, Inspectoarea Generală Dana Trancotă și-a arătat calitățile de politician în ceea ce privește ocolirea tuturor răspunsurilor la întrebările fostului director Alin Rapcea. Ministerul, de ce lăsați în funcție un director care pe tot parcursul acestui... Astea sunt declarații politice, doamna general. Sunt declarații politice astea. Permanent. Sunt potriva măsurilor de protecție anticovid. Doamna general, ascultați-mă puțin. Sunt declarații doar politice. În calitatea mea de consilier local, eu sunt aproape de politica educațională și ceea ce nu, face ministerul. Vă spun, ați făcut un abuz. Place, domnule Rapcea, doamna general, ați făcut un abuz. Ați făcut un abuz.
Deci este atât atributul ministerului cât și atributul inspectoratului școlar, dar și al autorităților locale, pentru că și la nivel de prefectură, și la nivel de DSP, și la nivelul tuturor structurilor de comun. Ca să ne câștigăm drepturile, nu avem voie să ieșim în stradă. Deci nu se poate așa ceva. Deci ce întreb eu și ce răspunde doamna general? Deci e inadmisibil așa ceva. Adică noi trebuie să fim de acord cu ministerul să ieșim să ne câștigăm drepturile în stradă. Trebuie să fiți de acord cu ministerul că în calitate de director trebuie să respectați și să duceți la îndeplinire niște misiuni pe care ni le trasează ministerul. În acest moment asistăm la cea mai proastă guvernare din perioada post-decembristă, partidele de dreapta reușind să ducă România pe marginea prăpastiei, românii fiind afectați de deciziile iresponsabile ale politicienilor din fruntea țării.